peste 50 de ani, Marrakech sau orașul roșu, cum mai este cunoscut, va împlini 1000 de ani de la înființare. Portughezii numeau cetatea Marocos. Etimologic, acest cuvânt mai înseamnă și Pământul lui Dumnezeu, pentru că în limba tamazi, acuș înseamnă divinitate. Și tot în traducere liberă, Marrakech mai înseamnă și ținutul prin care treci. Marea dragoste a lui Churchill, orașul suprem, Marrakech, a fost comparat de multe ori cu un foc de artificii. Bogăția culturală, 10 secole de istorie și civilizație, marcate prin vestigii impresionante, muzee, palate, moschei și grădini, diversitatea întâlnită aici, fac din orașul auriu o veritabilă perlă a Maghrebului. Meterezele vechiului Marrakech înconjoară calea de 19 km orașul. Au fost construite de către almoravizi în secolul al XII-lea ca fortificații pentru apărare. Pământul lui Dumnezeu trebuia ocrotit. Cunoașterea locului poate începe deopotrivă dinspre periferie către centru sau invers. Grădinele Menara se află la aproximativ 45 de minute de mers agale din piața centrală a Marrakeșului. Aceste grădini au un sistem hidraulic ingenios cu o vechime de 700 de ani, prin care apa este adusă de la 30 de km depărtare, fiind captată din munți și zăgăzuită într-un lac artificial. Silueta îndrăzneață a minaretului moscheei Qutubia, care domină marea piață a orașului de la înălțimea de 77 de metri, este ca o marcă înregistrată a Marrakeșului. Se mai numește și moscheea anticarilor, pentru că odinioară vânzarea manuscriselor și a cărților era o practică frecventată în acest loc, iar în prezent, micile librării sunt asemenea unui blazon care conferă noblețe proprietarului, dar și bibliofilului. Moscheea inițială a fost construită de Yaqub el Mansur. De la jumătatea construcției s-a constatat că mihrabul era orientat greșit și nu arăta direcția către Mecca. Edificiul a suferit multe schimbări până la sfârșitul secolului al XII-lea. Minaretul a fost terminat mai târziu, la sfârșitul domniei lui Yaqub el Mansur, devenind de atunci simbolul orașului. De 8 secole, credincioșii și vizitatorii pot admira linia sobră și bogăția decorativă a minaretului, această perlă a artei hispano-maure, care are fiecare față diferit ornamentată și a devenit model pentru Giralda din Sevilla și pentru turnul Hassan din Rabat. 6 camere suprapuse se găsesc în interior. 3 globuri de aur existau în moschee. Li s-a alăturat al 4-lea, dăruit de soția sultanului Yaqub el Mansur, pentru că nu a putut posti în ziua Ramadanului. Și-a topit bijuteriile drept jertfă. Se întâmpla prin anul 1184. Un turn al cărților a mai fost numit Turnul Qutubia, un omagiu ridicat în cinstea științei și culturii. Străzile nu sunt un obstacol. Te conduc aproape singure în locuri unde timpul parcă alunecă pe tâmpla vremurilor. Oamenii se nasc și însemnează-l timpul cu vrednice de știu spuse și fapte. Sunt ceasurile amiezei, poate cele mai potrivite pentru istorii de demult, mai ales dacă ploaia și vântul poartă cu ele peste case și străzi cântări pe struna cărora călătorul ajunge până la zidirile de unde izvorăsc deopotrivă sunetele istoriei. Orice ai fi, oricine ai fi, pe orice treaptă socială ai fi așezat, ai datoria reverenței în fața mormintelor membrilor acestei dinastii care au fost ascunse de ochii lumii, sigilate și, la un moment dat, considerate pierdute. Saadienii sunt unii dintre membrii dinastiei șerifiene care au domnit aici, în Maroc, vreme de un secol.
Pe la jumătatea veacului al XVI-lea, generosul sultan Ahmed al Mosul a decis să ridice pentru dinastia din care făcea parte un mauzoleu. Așa cum îl vedeți astăzi, el a fost descoperit în 1917 și tot aici sunt îngropați 60 de membri ai dinastiei. Din 1603, conducătorii saadieni au fost îngropați în Marrakesh, iar descoperirea mormintelor a fost deopotrivă o surpriză culturală și religioasă. Au fost construite de către sultanul Ahmed al Mosul. Lumina care pătrunde prin arcade, se poate în ziduri groase, ne-a dezvăluit un interior fascinant. Un echilibru perfect al culorilor și liniilor. Un pas către veșnicie pentru realizarea căruia sultanul nu s-a zgârcit în a cumpăra marmură, aur, lemn scump și elemente decorative pentru locul lui de veci. Ahmed al Mosul este îngropat cu mama sa în partea de sud a uneia dintre cele trei încăperi. Locul este un model de arhitectură islamică, înnobilat cu arabescuri, motive caligrafe și zeliș. Simbolismul decorațiilor zeliș are legătură cu unitatea în diversitate sau unicitate prin multiplu și exprimă monoteismul și gândirea abstractă musulmană prin repetarea la infinit a formelor geometrice care invită la meditație și este ca un ecou al măreției infinite a lui Allah. Din punct de vedere artistic, este unul dintre cele mai reprezentative monumente. Aici putem găsi arta decorativă mauro-hispanică. Și tot aici, regele a adus marmură din Italia, de la Carrara. Paleta contrastelor culorilor din Marrakesh poate fi una de excepție. În funcție de soare, nori sau, de ce nu, și de o ploaie, acestea se pot schimba. Turiștii vin și cercetează cu ochii, chiar și sub picăturile de ploaie. În secolul al XI-lea, filozoful persan Ibn Sina, cunoscut în Europa sub numele de Avicena, sublinia că principiul învățăturii în comun e mai bun decât instruirea individuală, pentru că aduce în viața tinerilor competiție, emulație și dezbatere de idei. Se învăța caligrafia, limba și gramatica arabă, logica și filozofia islamică, teologia, matematica, etica și politica. Orașul din Marrakesh în lumea arabă îi se spune perla sudului. Orașul muzeu, capitală a Imperiului de odinioară, al dinastiilor Almohadă și Saadiană. Palatul Bahia este mai degrabă o viziune pentru viitor. Primul ansamblu a fost construit de Si Musa, șambelan a regelui Hasan I al Marocului. Meritul edificării finale îi aparține însă lui Ahmed Med Musa, fiul șambelanului, care a mărit ansamblul rezidențial și a dat numele celei mai iubite dintre cele 24 de concubine ale sale. Pentru construirea palatului întins pe 8 hectare, a fost nevoie de 7 ani de muncă, de sute de artizani și meșteșugari, de zeci de mii de elemente decorative lucrate în piatră, stuc, lemn și ceramică. Binecunoscutele mucarnas, adevărate bijuterii ale arhitecturii marocane, se pot găsi aici, la Palatul El Bahia.
În arhitectura arabă, repetarea temelor sugerează infinitul și puterea lui Allah. Nu se reprezintă oameni sau animale pentru că se consideră că lumea creată de Dumnezeu nu poate fi copiată și este irepetabilă. În grădina în care se întrec flori și stele, au lucrat neobosiți la palat cei mai buni artiști ai Marocului. Palatul strălucirii, palatul frumuseții. Acesta este palatul El Bahia, construit în secolul al XIX-lea de către fiul lui Ahmed Ben Musa. Palatul frumoasei sau celei strălucitoare, căci așa se tâlmăcește Bahia, a fost în timpurile sale de glorie cel mai luxos palat al Marocului. Complexul a fost menit să itereze splendoarea stilului marocan și esența islamului. 150 de camere decorate cu generozitate găsim. Marmură, sculpturi și picturi pe lemn de fac și de cedru, stuc, sticlă colorată de magreb, terase și grădini cu portocal, chiparoși și asomie. Arabescul este o decorație cu un tipar ritmic linear, un singur desen care se repetă, esență a artei islamice, prin care se exprimă viziunea față de lume în forme abstracte, geometrice, ca o ipostază văzută a lumii spirituale. Palatul El Bahia se întinde pe 8 hectare. Zona centrală este un atrium cu fântână, grădină, arbuști și flori, lămâi și portocali. Ahmed Ben Musa a ridicat acest palat pentru concubina sa preferată. A locuit aici cu cele 24 de concubine ale sale și copiii lor. Lala Zineb, concubina favorită a sultanului, avea una dintre camerele cele mai spectaculoase, cu panouri originale țesute, cu mătase și plafoane pictate cu buchete de trandafiri. În prezent, Palatul Bahia este în multe împrejurări o mândrie a autorităților marocane, ca loc pentru întâlniri oficiale și reper al ospitalității. O secțiune a palatului este gestionată de către Ministerul Culturii din Regatul Marocului. Marrakech a devenit în timp una dintre destinațiile favorite ale celebrităților franceze, atrasă de farmecul orașului, care reunește luxul, rafinamentul și autenticitatea. Marrakech este orașul care primește anual 2 milioane de turiști. Este punctul de plecare pentru expediții sau excursii, fie în munții Atlas, fie în deșert sau departe în sud. Orașul a fost astfel calificat drept visul celor 1001 de nopți de către un reputat scenarist și cineast. Grădinile Majorel, unul dintre locurile cele mai vizitate din Maroc, pentru că are alei umbroase, plante exotice, bazine cu nimfe, nufel și lotuși și o răcoare parfumată. Jacques Majorel s-a stabilit la Marrakech în 1919 și a construit o casă inspirată de arhitectura Palatului Bahia și de stilul Corbusier. A pregătit însuși culoarea pentru fațadă, o nuanță unică ce poartă acum numele de albastru majorel. Grădina Majorel este în egală măsură un parc botanic, o incintă tropicală, o oază impresionistă și o catedrală a formelor și culorilor. În 1980, Yves Saint Laurent și partenerul său, omul de afaceri Pierre Berge, au achiziționat proprietatea, au reabilitat-o și astăzi ea poate fi vizitată. Urna cu cenușa lui Yves Saint Laurent a fost adusă în grădinile Majorel. Aici se află esențe rare, aduse din cele 4 colțuri ale lumii și așezate la porțile deșertului ca o efigie a mândriei marocane. În 1967, Yves Saint Laurent venea la Marrakech și așeza orașul într-un circuit de excepție din punct de vedere cultural, patrimonial, dar și artistic.
Există și motive de atracție mai palpabile. În spatele acestei superbe amenajări se află bani, idei estetice și o picătură de naționalism francez. Jacques Majorel a construit casa din grădină într-un amestec de stiluri maur și art deco, pictată în culori primare. Traseul vieții artistului de pe vechiul continent este sinuos. Născut la Nancy în 1886, crescut și educat printre desenatori și artiștii din atelierul tatălui său, iar mai apoi student la arhitectură, aflat vremelnic pe front și demobilizat din cauza unei boli, ajunge în Maroc și la final la Marrakech. Jacques Majorel a stat aici la Marrakech și a conturat un spațiu arhitectural tip grădină în 1931. În 1946, îl întâlnise pe Winston Churchill. I-a solicitat să picteze hotelul Mamunia. Dar istoria grădinii Majorel nu se limitează la perioada interbelică. Locul descoperit de Yves Saint Laurent generează restaurarea grădinii și așezarea acestea într-un circuit. Grădinile sunt în egală măsură o capodoperă estetică și o enciclopedie botanică. Paul Sullivan spune că sucurile sunt o mare atracție pentru turiști, un fagure de miere cu alei complicat conectate. Această secțiune fundamentală a vechiului oraș este un mini Medina care cuprinde un număr amețitor de standuri și magazine. De la chioșcuri nu mai mari decât o garderobă, asemănate cu strălucitoarea peșteră a lui Aladdin, până la spații comerciale impozante. Se estimează că aproximativ 10.000 de locuri de muncă sunt generate prin funcționarea sucului. Am în mână câțiva dirham. Cu ei pot să cumpăr puține lucruri. Dirham înseamnă, de fapt, drahma grecească. Dirhamul marocan a înlocuit la începutul secolului trecut francul marocan. Dirhamul apare în timpul califului Abd al-Malik, iar moneda islamică avea inscripționat citate religioase și numele suveranului. Medina se întinde pe 600 de hectare și e un spațiu impresionant. Se poate spune întrucâtva că acest bazar reprezintă esența Marrakeșului și pașii te poartă locuri unde timpul a rămas înghețat, în vremul de mult apuse. Tentația suvenirurilor este mai mult decât insinuată și la capăt de stradă, singura dorință devine multiplu de obiecte și lucruri drept amintire că ai fost în Marrakech. Pe culoarele labirintului negustoresc, năucit de culori și arome, întâlnești laboratorul de mirodenii, unde, în creuzete și vase mici de porțelan, rețetele misterioase alcătuiesc creme, uleiuri și pomezi pentru tratamente sau alte cure. Bon, médicinal, là, on a l'huile essentielle de fleur d'oranger, ensuite contre le stress et un semoule. Gens qui sont stress, deux gouttes sur les doigts, en plus sur la tempe, on frotte pour deux minutes, après on respire. Pour dormir, deux gouttes de boissons préférées. Du thé, du lait, soit de l'eau tiède. Buvez, essayez à dormir. Pour le petit bébé, une petite goutte d'enduement, tranquille. Thank you.
în toate orașele Marocului, în Marrakech există o medina. Doar că oraș imperial care se respectă, Marrakech-ul are un cartier vechi de o rară frumusețe. În mijlocul acestui cartier se află piața Jemaa el-Fna. Numele acesteia vine probabil de la faptul că aici, în trecut, aveau loc execuțiile nelegiuitorilor. Tarabe, cărucioare, mobile care aduc și duc mâncarea povestitorilor de ocazie, formații locale, acrobații, un altfel Hyde Park, care adună manifestările artistice ale profesioniștilor sau amatorilor și transformă locul într-un amestec cultural, artistic, gurman, greu de descris în cuvinte. Ziua arată așa, dar să vedem cum este și noaptea. Pe măsură ce se apropie seara, hainele zilei se schimbă. Piața Jemaa el-Fna a fost deschisă ca fiind o icoană urbană, o punte între trecut și prezent, loc în care tradiția marocană se întâlnește cu modernitatea. Aceasta face parte din patrimoniul mondial UNESCO din 1985. În vremuri apuse, această piață era folosită pentru decapitări publice de către conducătorii care au căutat să-și mențină puterea înfricoșându-și supușii. Ca într-un joc al amestecului de cărți, fără a ști ce reprezintă fiecare carte, astfel se descoperă piața din perspectiva subiectivă. Mintea prelucrează cu viteză, tot ceea ce ochii înregistrează și vizitatorul este invitat în sala cu zeci de scene vivante. Noaptea, un alt spectacol. Oamenii înșirați în frenezia degustării. Carte are două fețe, alegoria și decorația. Iar la scurtă distanță de Jemaa el-Fna, popasul într-un riad tradițional nu devine doar simpla amestecare a cărților, ci chiar schimbare a jocului. Sen, 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 sen